Bună seara, dragii mei, și bine ați revenit la emisiunea Frontierele Minții, emisiune despre cultură și civilizație. În această ediție vreau să vorbim despre muzică, nu orice fel de muzică, ci muzica românească de azi și de ieri. Pentru aceasta l-am invitat în studio pe domnul Dan Dediu, compozitor și rector al Universității de Muzică din București. Bine ați venit, domnul Dediu. Tema este largă și este generoasă, muzica românească de ieri și de astăzi. Da. Aș vrea să începem însă printr-o privire de ansamblu. Și anume, să vedem ce a adus nou muzica ultimilor 6-7 decenii în lume și la noi. Acum, cred că această paradigmă de a gândi noutatea muzicii este una, ca să spunem așa, de dată recentă. Înainte, muzica și valoarea unei muzici era judecată nu numai sub raportul noutății, sau nu neapărat sub raportul noutății, cât sub raportul aportului emoțional pe care îl aducea. Să nu uităm că distinția dintre muzica de dans și muzica sacră era una în uz în secolele de dinainte și că pornind de la muzica sacră și prin, știu eu, câteva influențe ale muzicii de dans, se naște muzica de curte și apoi muzica pe care o ascultau de plăcere sau chiar o comandau pentru propria plăcere diverse medii aristocratice. Apoi, în secolul al XIX-lea, muzica a ieșit din mediul aristocratic și pentru a fi mai permeabilă și pentru a fi audiată de către o pătură de oameni mai largă, s-au construit tot felul de edificii, s-au construit asociații de asociații filarmonice care mergeau mână-mână cu asociațiile filantropice. Deci iubirea de armonie era cumva generată și de necesitatea unei clase de mijloc de a avea acces la o formă de distracție la care avea acces pe vremuri doar nobilul, aristocratul. Ori, odată cu construirea de săli de concerte, de opere, de Ateneu Român, nu? În 1888, construit, tocmai pentru a satisface această nevoie de muzică, care într-un fel era și un substitut al religiei. La un moment dat a ajuns să funcționeze ca atare. Ca și arta, în general, a fost de multe ori gândită ca un substitut al religiei, mai ales în a doua parte a epocii moderne. Exact. Deci, și revin acum la întrebarea dumneavoastră, nu neapărat noutatea era căutată. Era căutată, în schimb, această capacitate de transfigurare, acel catarsis aristotelic de care lumea are așa de multă nevoie. Ori, sigur că dacă vorbim de o expresie nouă, atunci se poate pune și întrebarea asupra noutății. Revin însă la întrebarea dumneavoastră, ce a adus nou muzica românească în ultimii 60 de ani. Sunt foarte multe lucruri pe care le-a adus sub raportul noutății. În primul rând, diversitatea ei. Niciodată muzica românească n-a fost atât de diversă, dacă este să vorbim de o muzică românească națională, dar dacă este să vorbim de muzică românească națională, nu putem vorbi decât din 1859, recent, când se naște această națiune ca atare. Sigur că existau muzici, erau muzici de curte, pe vremea fanarioților existau muzici și pe vremea lui Cantemir, dar erau muzici de import, erau muzici din Meterhaneaua turcească, erau muzici apoi de cult, care erau muzici de sorginte bizantină, fie pe filieră slavonă, fie pe filieră grecească. Așadar, și sigur, probabil că exista un folclor țărănesc, un corpus de melodii pe care le cântau țăranii și
nu departe de 1800 și ceva 20, chiar și orășenii. Muzica mahalalelor, care este strânsă în secolul al XIX-lea de un Anton Pan, sub denumirea de Spitalul Amorului. Nu? Da, 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 care a dat mai târziu muzica de pahar, muzica lăutărească. Exact, exact, în care el strânge din mahalalele bucureștilor această muzică pe care după aceea, sigur că având acces la o cultură de tip vest-european, după Cuza și după Carol I și cu încercarea de sincronizare cu cultura vest-europeană, ele sunt reluate, reșapate și uneori chiar stilizate. Sigur că da. Muzica. Dar pe ansamblu, da. Fenomenul acesta al secolului 20, vorbeam și cu domnul Dan Pârvu într-o ediție anterioară, este într-adevăr o explozie de stiluri, în special muzica ușoară, muzica rock, muzica pop, muzica dance și așa mai departe până în ziua de azi, ultimii, eu știu, începând în anii 40-50 încoace, este o trecere către o altă frontieră? Sau este un fenomen care încet, încet și-a făcut simțită prezența și a, la un moment dat, în societatea pe ansamblu, s-a cerut această trecere și către altceva? După părerea mea, aceste tipuri de muzici de care vorbiți dumneavoastră sunt venite pe filiera muzicii de dans și de divertisment. Aceste constante au existat în istoria muzicii. Nu, nimeni nu le-a inventat acum în secolul al XX-lea. Ele au tot existat sub formă de, cum îi spun nemții, tafel muzic, adică muzică de pahar, cum i-am zice noi, adică muzică care se cânta la ospețe sau la banchete, da, sau da, cum da, muzică da, de consumat la masă, în timp ce mănânci. Muzică de dans era altceva. Apoi, a apărut necesitatea unui divertisment, unei, ceea ce acum se numește entertainment, și se face în cadrul industriei muzicale, unei divertisment. Și divertismentul ăsta era în legătură și cu muzica de dans, dar și cu o deconectare pe care o simțea burghezul secolului al XIX-lea. Realizată cum? Sub formă de valsuri, Johann Strauss, și din care o relicvă o regăsim la concertul de anul nou, la Viena, nu? În fiecare an se cântă valsuri și polci, care erau scrise pentru a se deconecta un public al mijlocului de secol XIX. Un pic mai soft, așa, față de grei muzicii. Exact, anterior. Exact. Și după care s-au dus aceste valsuri polci în melodrame. Melodrama a traversat oceanul la sfârșitul anului, la sfârșitul secolului al XIX, începutul secolului al XX-lea, când lumea murea de foame în Europa, se naște criza cartofului în Irlanda și foarte multă lume emigrează de foame la începutul secolului al XX-lea, până în primul război mondial. Și duc cu ei tradițiile, tradiția valsului, tradiția cadrilului, tradiția cadrilului mai departe, cântată în porturile americane, la New Orleans, spre exemplu, cântată de pianiști, la pianină, cântau la pianină, pianiști de culoare, și care o transformă în așa fel încât, pe la mijlocul anilor 1910, deci cam prin 1905-1915, cam în zona asta, nasc ragtime-ul. Ragtime-ul care stă la baza jazzului, care jazz se naște după primul război mondial și invadează aproape toate cluburile din New Orleans și apoi Chicago și apoi New York. Trece oceanul Atlanticul spre Paris. Și îl găsim sub influență spre Paris. Cakewalk sau ragtime și americanii, trupele americane care participaseră la primul război mondial au o mare lovitură de imagine cu acele fanfare pe care după război le mențin în Paris ca să cânte un repertoriu de divertisment american. Ei, și iată că se naște jazzul. Din jazz mergem mai departe, se naște Broadway-ul în anii 20, spre final 30, și anume acele acel hibrid între operă, operetă și teatru, care căruia i s-a numit Music Hall și da, s-a ajuns, da, 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 da. A ajuns la noi la ca muzical sau musical.
da, musical, care a fost imediat preluat în arta filmului și în 1927 apare primul film cu sonor care se numește The Jazz Singer. Și atunci, cum să vă spun, că vorbeați de rock, pop și așa mai departe, de pop și rock nu putem vorbi decât după al doilea război mondial. Până atunci vorbim de acest stream, acest curent extraordinar al muzicii de divertisment, care se diversifică, înghite cât mai mult, dar transformă de unde? Transformă cât mai mult. Transformă. De unde înghite? Înghite pe de o parte, din trei surse. Pe de o parte, din ceea ce am spus, cadrilul din Europa de mijloc, dus de emigranți înainte de primul război mondial și restilizat de populația de culoare, muzicieni ca Scott Joplin sau erau atâția, și după care au rămas foarte multe ragtime-uri, deci ragtime-ul, mai avem muzica de blues al negrilor, în special, a negrilor de pe plantațiile din sud, da. Și mai avem muzica afro-caraibiană, care cu mai ales sub aspect ritmic influențează și de fapt eu consider unul din izvoarele jazzului. Deci aceste trei izvoare creează acest fenomen formidabil. Pascal Bentoy, un mare compozitor român de muzică simfonică și de operă, spunea: cea mai mare invenție muzicală a secolului al XX-lea este jazzul. Are o forță deosebită, atrage după el un anumit public. Și swing-ul, și este o sinteză între muzica de dans și muzica de entertainment, de deconectare, să-i spunem. Sigur, așa, de plăcere, da. De ascultat, de plăcere. Vorbeați mai devreme de sacralitatea anumitor, da, muzici, anumitor compozitori din vechime. Putem spune că secolul 20 laicizează muzica? Asta se întâmplă de pe vremea lui Beethoven. Se întâmplă deja. De dinainte. În secolul, da, 19. Și nu numai, chiar o formă de laicizare apare în Ars Nova, adică 1400, când chiar avem de-a face cu câteva bule papale ce interziceau importul de cântece populare în mese, în misele destinate cântatului în biserică. Da? Exista un corpus de melodii care numai acelea trebuiau folosite din Graduale Romanum, cântările lui Papei Grigore, din care se numesc cânt gregorian. Și el era cantus firmus, adică firm, nu aveai ferm. Trebuia să-l folosești numai pe acela. Dacă veneai cu altă melodie, era ceva dubios. De Am ce? Înțeles. Pentru că acela era cumva, avea voie de la stăpânire, era curățit de tot ceea ce înseamnă zgura omenească. Ori toate chestiile astea, este vorba că, în fapt, această muzică laică de care vorbeați dumneavoastră se naște, cum am spus, din aceste două mari izvoare, două fluvii formidabile, care înseamnă muzica de sus, adică muzica sacră, muzica de jos, care este muzica poporului, cum ar veni, și care e de fapt muzică de dans sau de acompaniat mâncare. Am înțeles. De, da, la mese, festive, pahar, cum îi spunem, muzică de pahar, cum spunem noi astăzi, da. Sigur că da. Revenind însă la muzica românească, e clar că pe vremea lui Nicolae Ceaușescu au fost multe restricții, au fost anumite libertăți asumate, mai mult sau mai puțin, constrângeri, responsabilități din partea altor persoane. A fost o altfel de lume decât cea pe care o trăim astăzi. Da. Aș vrea să vedem în acest tip de lume de pe timpul comunismului, muzica românească de atunci, pe toate palierele ei, ce a însemnat fenomenul muzicii românești? Și aș vrea să dăm câteva nume. De exemplu, mă gândesc, printre altele, la rezistența celor din formația Phoenix și la manifestările lor duse până practic la a fugi de pe teritoriul țării, dar înainte de a pleca de aici, unii dintre ei au lăsat ceva în urmă, o anumită muzică de rezistență, o anumită muzică de revoltă. Și nu numai, au fost multe astfel de formații. Au fost și formații care s-au încadrat foarte bine peisajului, au suportat cenzura și au dat acest entertainment foarte bun într-o lume destul de închisă. Ce părere aveți?
încercat să mă atrageți de partea asta a muzicii de entertainment, sunt absolut de acord. Nu neapărat, dar vreau să o avem și pe vedere. Vreau să spun că trebuie ca să fac așa o frescă și să mă opresc asupra ceea ce m-ați întrebat. Vă rog, da. Vreau să spun că există în muzica românească mai multe tipuri de fenomene. Avem, pe de o parte, fenomenul muzicii simfonice și de operă, care aici se spunea pe vremuri muzică cultă. În cântarea României se zicea muzică cultă. Avem, pe de altă parte, fenomenul muzicii populare, ca și aici e o problemă, da? Omonismul, într-un fel, inventează o muzică populară de-a lui și inventează un gust specific. Dar și asta e de discutat. Mai avem apoi fenomenul muzicii pop, să-i spunem pop. La noi se spunea ușoară, că și aici este o discuție foarte diferită, pentru că la noi vine pe filieră franțuzească și spune muzic lejer. Adică muzică ușoară, lejeră, i-am spune. Noi, în românește, sună mai peorativ. Și atunci i s-a spus muzică ușoară românească. Și a rămas termenul. Un fenomen de altfel foarte important care, ca terminologie, vine pe filieră franțuzească, dar ca inspirație muzicală este mai mult în zona italiană. Pe melodie canzonete, de tip italian. Aș merge mai mult pe zona Sanremo și, sigur, și canțonetă, dar cu melodie. Cu melodie și cu armonie, cu fără, cum să spun eu. Deci, astea erau primordiale. După care avem cei care se opun așa zisei muzici ușoare și care, cine sunt alții decât rockerii. Rockerii care vin pe filiera americană de data asta. Ca și muzica pop, care, sigur, tot de extracție anglosaxonă este. La noi s-a făcut un fel de pop-rock, fel de fusion pop-rock, și mai este și jazzul. Jazzul care a beneficiat de, cum să spun, de o impunere prin personalități marcante. Să ne gândim numai la Oșanițchi, să ne gândim la cu cine cânta el, cu Dan Mândrină, cu Giori Mărăducanu, cu Ian Cicăreu, da, și cu niște somități, până la Aura Urziceanu, care făcea niște improvizații în stil sket extraordinare. Nu mai vorbesc de orchestrațiile pe care le făcea cu un mare rafinament Țile Dinicu și orchestra de, cânta cu orchestra de estradă a radioului. Sigur că da. Da. Ne amintim din emisiunea lui Bocăneț din anii 70. Deci a existat o... Deci eu le văd așa. Avem, pe de o parte, muzica savantă, da? Care a continuat să existe și aici se poate vorbi de o rezistență, cum spuneați dumneavoastră. Și avem o generație formidabilă, o generație de aur. Și pot să vă dau 10 nume dintr-un foc care au și operă și sunt și mari compozitori, lucru care va fi probabil impus în câțiva ani, zeci, sute de ani, dar ei vor rămâne cu siguranță, pentru că este așa o operă compactă și atât de diversă. Păi să vă spun așa, Aurel Stroie, Tiberiu Olah, Ștefan Niculescu, Anatol Vieru, Miriam Marbe, Dumitru Capoianu, Teodor Grigoriu, Pascal Bentoiu, Dan Constantinescu, Adrian Rațiu, Cornel Țăranu, deja am spus mai mulți. Toți din aceeași generație. Și dacă mă mai gândesc, mai găsesc Nicolae Beloiu, Wilhelm Georg Berger, oameni cu operă și oameni, sigur, de care la ora actuală poate că nu mai știu, de aia au fost profesorii noștri, au fost mentorii noștri și au fost oameni care, iată, în timpurile respective au scris muzică, unii dintre ei n-au făcut compromisuri, era foarte greu să nu faci compromisuri. Da, sigur că da. Da? Alții au făcut, au mai scris cântece patriotice, dar totul trebuie judecat într-un anumit context.
Că și aici, și Șostakovici și Prokofiev a scris cântece patriotice. Există și... această obsesie la noi astăzi, nu numai în muzică, în general, dacă comparăm viața de acum cu viața din anii 60, 70, 80, da. Obsesia aceasta a compromisului. Câți au făcut? Sunt totuși niște condiții pe care părinții noștri și bunicii noștri le-au trăit atunci, pe care ne e greu să le înțelegem. Dacă noi am fi pus în locul acelor oameni, nu știm cum am fi reacționat. Asta nu înseamnă că trebuie să relativizăm compromisul. Sigur, dar în același timp, dacă generalizăm. Vrei dacă vrei să înțelegi creația unor oameni, atunci trebuie să te pui un pic să înțelegi contextul. Sigur respectiv. Că da. Bun, deci avem pe de o parte acest nucleu tare al muzicii românești care aduce și în plan mental, dar și în plan muzical idei originale. Mă gândesc numai la Aurel Stroie cu folclorul imaginar. Mă gândesc la eterofonia, conceptul de eterofonia lui Ștefan Niculescu. Mă gândesc la clasele de compoziții și modurile generate de moduri, scări muzicale exhaustiv de Anatol Vieru. Mă gândesc la polieterofonia și metodele de compoziție a lui Tiberiola și așa mai departe. Deci avem aici, chiar apropo de întrebarea noastră cu noutate, avem un cuvânt de spus. Mai departe, jazzul. În jazz sunt creatori, cum am spus, de la Orșanițchi până la Marius Pop și mai încoace, cei tineri, Mircea Tiberian, Nicolae Simion, o preocupare permanentă pentru fenomenul improvizației și pentru, foarte interesant, românizarea, cum s-a întâmplat cu cântarea bisericească în secolul al XIX-lea, românirea cântărilor, la fel se întâmplă în secolul al XX-lea, spre anii 70-80, o încercare de realizarea unui etnojazz, ceea ce s-a denumit etnojazz, în care și Johnny Răducanu, dar și Nicola Simion, și Tiberian și, bineînțeles, începută toate cu Oșanițchi, au încercat să introducă elemente de folclor românesc pentru, de ce? Pentru a împământeni cumva, de a da o coloratură specific românească acestui stil american, la urma urmei, pentru că e o invenție născut americană. Născut și crescut acolo. Da. Acum, mai departe, muzica ușoară. Păi și muzica ușoară, noi avem un Richard Stein care scrie Sanie cu zurgălăi și ajunge un hit mondial. Da? Apropo de aceea, să fac o paranteză și vă spun, ați văzut fenomenul drumurilor noastre toate cântat de BZN sub o formă târzie, adevărat, dar un mix foarte interesant și un efect interesant. Da, sigur că în domeniul acestei muzici ușoare, gramatica, pentru că vorbesc acum un pic specializat, dar chiar gramatica muzicală este restrânsă față de celelalte zone despre care am vorbit. Mijloacele de compoziție sunt restrânse. Ești legat de mâini și de picioare, cu alte cuvinte, ca să ai impact la un public cât mai mare, pentru că asta este definiția muzicii ușoare și în general a popului, o muzică populară pentru mase largi de oameni. Trebuie să lucrezi cu un bagaj minim de elemente pentru a avea un impact cât mai mare. Cât mai mare, cu cât crești numărul de mijloace, cu atâta muzica devine mai sofisticată și îți pierzi din public. Asta a fost și tendința trecerii din sfera popului către rock, unde elementele se îmbogățesc, deși scad altele intensitate, cresc alte elemente. Întotdeauna în aceste clivaje, când se rupe un stil de celălalt, se rup pe bază de simplificare. Dom'le, ai ajuns prea sofisticat și atunci hai să o facem, să o rupem. Păi de altă parte, în momentul când te-ai rupt, cam după 20-30 de ani, tu însuți te complexifici și vine altul și se rupe din tine. Deci asta este o lege a firii. Eu aș vedea-o ca pe un motor în doi timpi, adică afirmație-negație sau, știu eu, un proces de revoluție-restaurație. Corect, da. Da. Și atunci, e greu de spus. Sigur că, de pildă, jazzul la început a fost foarte, când vorbim de stilul New Orleans și anii 20-30,
A fost cu un fel de muzică ușoară a deceniilor respective. După care s-a complexificat, după al doilea război mondial apare revoluția bebop cu Charlie Parker și nu mai este swing-ul ăla chiar așa de simplu, nu mai poți dansa. Devine mai complex, accentele nu mai sunt pe primul timp, sunt multe sincope, melodia este din ce în ce mai imprevizibilă. Și atunci bebop-ul apare ca o revoluție de avantgardă în lumea jazzului. Mulți rămân și rock-ul și pop-ul apar de fapt ca o contrareacție. A, v-ați complexificat? Nu, noi ne ducem în simplitate. Și apare rock and roll-ul întâi. Și sigur, se poate vorbi de o cultură pop cam de la începutul anilor 60, când apare apare Star System-ul. Managerii văd că se vinde la generația tânără, cei născuți de după al doilea război mondial, și după aia vine generația baby boom, să vinde acest tip de pachet cu Beatles și cu Elvis Presley și încep să genereze formații. Că mă întrebați de grupuri. E un fenomen social. Aceste formații sunt realizate de cine? De adolescenți din clasa de mijloc. Care, de fapt, pun stăpânire... S-a văzut în fenomenul hippie exact. Impactul ăsta foarte mare. Da. Iar la noi, în România, vine, bineînțeles, cred eu, nu sunt doctor în așa ceva, sunt în altceva, dar cred că vine ca o deschidere mentală spre lumea americană. Și percep o anumită fascinație, fascinația vestului. Citeam de ună zi am voie să dau nume de ziare? Vă rog, da? Vă rog. Nu e în Dilema, bună oară, a fost un dosar despre blue jeans. Și mi-a plăcut Reverend foarte mult. Blue jeans. Da, mi-a plăcut foarte mult pentru că eu înțeleg foarte bine cât eram în liceu sau în anii 80. În școala generală toți adolescenții vreau blue jeans, care erau de fapt un simbol al lumii libere pentru noi. Sigur că până la urmă am avut un prieten care spunea un lucru: domnule, e uimitor, un croitoraș din Bamberg, un oraș din Bavaria, se duce în America și reușește într-un secol să îmblace pe toată lumea la fel de bună voie. Da. Interesant. Și că spuneați, sigur că sunt legate și Phoenix-ul, care este un fel de Beatles românesc. Da? Corect, da. Face parte din același... cred că aici, dacă s-ar face o analiză interesantă la nivel sociologic, ce s-a întâmplat, a venit și pe o schimbare de regim, a venit pe o liberalizare în 64... cu Ceaușescu, da. A venit și pe o încercare de a transforma în erou pe Ceaușescu, după ce n-a vrut să ia parte la invazia din Ceoslovacia în 68, și nu numai în cadrul societății românești, ci și mai ales în societatea occidentală, că omul vedea că el este decorat de regina Angliei, decorat, vine Gerald Ford. O perioadă aceea de deschidere. Sau cine, de... Nixon a fost o perioadă de deschidere până în 71, în tezele din iunie, când a văzut, a fost în China și în Coreea de Nord și a văzut modelul asiatic și a vrut să facă lucrul ăsta. Bine, era un proiect cu bătaie lungă, numai că noi atunci, în condițiile date pe care nu trebuie să le ignorăm, da, l-am înțeles greșit. Probabil că finalitatea lui era poate anii 90 a proiectului respectiv, dar lucrurile acum au stat așa cum au stat și nu le mai de asta zic, schimba. ar fi interesant de corelat o analiză sociologică a regimului sau sociopolitică a regimului de una culturală și artistică. Și artistică, da. Pentru că nașterea acestor curente, mai ales în zona muzicii de entertainment, și mă refer aici la pop, ușoară și rock, pentru că ele coexistă, sunt unii care fac pop, mai era și folk-ul, da, care a jucat un rol important, da. Și folk-ul. După aia folk-ul a fost portstandardul cântării României, pentru că mulți
care nu se regăseau în rock sau în, pentru că rock-ul era un pic subversiv, poate chiar mai mult. Țin minte din liceu în anii 80 când aveam colegi care se duceau la concerte Iris, Voltaj, Holograf, Compact și așa mai departe. Și acolo exista un fel de, știu eu, răbufnire controlată a energiilor tinerești. Scandalurile din Cenacul Flacăra, iarăși pe vremuri. Iarăși Cenacul Flacăra, apropo de o viziune sociologică asupra fenomenului muzicii din acei ani, Cenacul Flacăra a adunat foarte multe forțe și energie în jurul lui. Asta era și ideea. Și le-a focalizat, cum să spun, și bine și rău. Depinde foarte mult de... Eu zic că este o analiză de făcut. E un fenomen cultural, nu numai unul muzical, girat de putere, controlat, supervizat, supervizat, dar care de multe ori mai dădea și rateori, mai năștea și niște rotițe care nu se învârteau sau se învârteau excentric. Apropo de folk, apropo de rock, de Mircea Baniciu, mi se pare un fenomen interesant, pliabil pe mai multe stiluri și pe folk și pe rock. Nu sunt specialist în zona asta, eu mă pricep mai mult pe simfonic, cameră, operă, dar e adevărat, încerc să Simplu consumator. Dar așa, ca simplu consumator în timpul liceului, știu, Baniciu oricum are o aură pentru că provine din Phoenix. El provine din Phoenix, ori Phoenix-ul s-a rupt din considerente politice până la urmă, că unii au rămas în vest, alții au rămas în România. Corect, da. Și atunci el este, noi așa l-am și văzut, ca pe un fel de, știu eu, Paul McCartney. Exact, foarte că bună comparație, da, cu toate certurile, scandalurile. S-au certat, John Lennon a murit, nu mai știu cine a mai plecat după aia, Harrison, Ringo Starr, a rămas Paul McCartney și a făcut Wings și a luat-o pe Linda McCartney și au mai scos niște albume cam în același trend cum făcea și Beatles-ul. Și asta ar fi interesant, pentru că după părerea mea există o linie foarte clară între, melodic vorbind, deci vorbesc strict muzical acum, ca specialist, între Beatles, Paul McCartney și Michael Jackson. E o teză și ar trebui cercetată, s-ar putea să fie o aberație, dar eu cred că există niște elemente comune. Sigur că da. Haideți să revenim un pic la zi și să vorbim un pic de ce se întâmplă astăzi în muzica românească, atât în muzica sacră și, dacă putem să mai folosim acest denumire, savantă, muzică culcă, exact, cultă, savantă, dar și în muzica pop, muzica ușoară, pentru că sunt fenomene, sunt nume. Aș putea spune că e chiar un fenomen printre tineri, câteva nume, 5-10 nume importante astăzi, însă nu pot să-mi dau seama eu ca și consumator de valoarea lor. Ca simplu consumator e greu să-ți dai seama de valoare, însă în străinătate sunt exportate. Da. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, sunt sigur că în continuare muzica românească are un cuvânt de spus pe mai multe planuri și nivele. Despre asta aș vrea să vorbim. Da, în actualitate, eu ca muzician și eu sunt compozitor care reflectează asupra rostului lui în lume și se uită la ceea ce se întâmplă, vreau să spun că și România a intrat încet, încet, dar sigur aș putea spune, în acest malaxor al industriei muzicale. Asta este un aspect. Încă din anii 70, cred că putem vorbi de industrie muzicală, 70-80. Da, dar controlată de stat. Eu vorbesc în general acum, în general. Eu vorbesc de industria muzicală care se face la ora actuală și care este controlată de câteva majors. Adică câteva mari companii. Corect. Deci în sensul ăsta mă refer. Aici este o problemă. Nu că mă întrebați dacă cum valorizez. Nu, aș vrea ca lumea să fie foarte atentă la un lucru. Profitul producătorului nu este un criteriu de valoare. Faptul că producătorul vinde cu un nume,
cu care, pe care îl leagă cu contract sau fără contract, îi dă bani sau nu îi dă, treaba lui. Vinde cu un nume 100 de milioane de unități, ce o sunt ele, că sunt DVD-uri, că sunt CD-uri, că sunt casete, că sunt MP3-uri sau altceva, nu este un criteriu de valoare. Pentru că o valoare la ora actuală poate fi impusă pe termen scurt sau pe termen lung, dar nu știu cine ar avea banii ăștia să-i bage, de către forța financiară. Poate fi pusă. Poate fi o valoare prin publicitate impusă. Oarecum artificial. Artificial. Și aici avem niște probleme. Din punctul meu de vedere, axiologic vorbind, o valoare, că este muzică simfonică, că este rock, că este rap, pop, că e pop, indiferent de ce, sortiment este, nu se poate impune decât la următoarele două generații. După două generații vom ști dacă muzica aia mai spune deci, ceva sau nu. Ăsta e criteriul determinant. Da. Adică după 20 de ani. Cam după 20-25 de ani, firmele și majors fuzionează, nu au interese, schimbă interesele, nu mai au aceiași interese. Și s-ar putea să mai bagi bani în omul respectiv sau în formația respectivă. Dacă rămâne ceva, înseamnă că cam în zona asta. Deci în continuare criteriul care am învățat noi și eu omul și nu s-a schimbat nici fizic și nici psihic foarte mult. Ceea ce se întâmplă acum este de fapt un business. De-aia e o industrie muzicală și nu cultură muzicală. Este o industrie. De asta îmi spun că România s-a aliniat, dar la urma urmei e în toată lumea lucrul ăsta. Sunt trei mari puteri financiare și le căutați pe internet, le găsiți. Este grupul Sony, grupul Vivendi și mai este încă un grup Warner Brothers. Da? Și da. Care da, pe Wikipedia există niște analize foarte interesante și o istorie a lor, care își împar 75% din piața mondială. Restul 25% se numesc independente, indies. Și sunt diferite alte și case de producție. Case de producție. Da. Cuvântul determinant. Exact, casele de producție. De asta am spus că producătorul este un personaj cheie în industria muzicală. Cum e și în și cum este și în producția cinematografică. Să fim serioși. Deci, criteriul de impunere a unui film prin publicitate, prin trailere, prin ce așa mai departe, poate fi unul de moment să câștigă bani, să realizează niște topuri, pentru că asta este un fel de motor valoric. Cu cât vinzi mai mult sau vinzi mai multe bilete, cu atât e mai valoros respectivul produs. Dar iarăși, vorbim în termen de produs și nu în termen de valoare. Practic e mai mult sau mai puțin o economie de monopol și în industria începe artei. Începe să fie, da. Acest fenomen pe care noastră l-ați numit foarte bine, și anume acest restrângere a calității în detrimentul cantității este un fenomen general pentru lumea de astăzi. Da. Din păcate, mult timp capitalismul a funcționat într-adevăr, sau mă rog, capitalismul propriu zis, inima lui, a funcționat după acest motor al concurenței care dă calitate. Da. Însă în ultimii 20-30 de ani, poate într-o lume care tinde să se numească post-istorică, care a depășit modernitatea și vechea formă vom vedea, de capitalism. Vom vedea, da, exact. Sigur. Iarăși, uitându-ne înapoi, acesta este fenomenul determinat. Și iată că și în muzică se întâmplă acest lucru. Se întâmplă. Sigur că da. Pentru că mă refer aici. Dar există, eu nu zic că nu există, există 25% de independenți care au posibilitatea să fie încurajați. Ori dumneavoastră frumos ați intitulat această emisiune, muzica românească.
Nu zice muzica pop sau muzica, muzica românească. Din acest punct de vedere, consider ca o datorie a statului să încurajeze fenomenele care, cum să spun eu, sunt excentrice față de mainstream-ul industriei muzicale. Pentru că sigur că există și în industria muzicală. Nu zic că industria muzicală toată este non-valoare. Nu, nici vorbă. Numai că pot fi foarte mulți valoroși acolo. Numai că există și în partea astălaltă, care nu este sub obrocul industriei muzicale, fenomene demne de luat în seamă și de valorizat. Pentru că e foarte clar o națiune, nu știu dacă mai este modern să vorbim cu termenul ăsta, dar până la urmă denumim România. Încă mai este. Denumim România. Da, da. Trebuie să dea șanse egale tuturor creatorilor. Și în acest sens trebuie să vină cu niște subvenții pentru zonele defavorizate. Pentru fenomene muzicale, că despre muzică vorbim, fenomene muzicale care trebuie încurajate, nu trebuie omorâte, pentru că dacă sunt, ele nu se adresează unui public imens, nu înseamnă că nu sunt bune. Există și alte tipuri de public, există și alte tipuri de cerințe, există, poate că nepoții noștri vor prefera tipul ăsta de muzică și nu asta. Deci, trebuie statul să ofere cu generozitate posibilitatea dezvoltării unor alternative. Pentru că e bine să nu spui toate ouăle într-un coș. Sigur că da. Asta e valabil și în domeniul financiar, și în domeniul muzical și peste tot. Da. Acum, în încheiere, domnul Dan, aș vrea să discutăm foarte pe scurt o idee care a ajuns chiar fenomen prin punerea ei în aplicare, care e foarte, foarte des susținută în muzică și în noi și în Occident. Și anume, până la urmă, cine pe cine? Cine creează valoarea și publicul? Publicul primește ce vrea el, ceea ce cere el la un radio, la o televiziune sau așa, sau în concerte? Sau vorbim de niște linii generale care ajung la public într-o perioadă sau alta, impuse, coordonate destul de fin sau nu, și publicul le ia și apoi consideră că de fapt asta e propria lui cerință. Adică cine impune? Publicul cere sau marele case de producție și marele interese impun? Este, întrebarea noastră este una foarte profundă și trebuie răspuns cu foarte mare atenție. Pentru că răspunsul este și da și nu la ambele variante. Eu personal cred în flerul publicului. Publicul este un organism colectiv care, chiar dacă nu vorbim unii cu alții, într-o sală de concert simțim acel fluid. Și publicul are întotdeauna acel fler de a... Uitați-vă la teatru. Când un actor reușește să captiveze publicul, nu se mai aude nici musca. Sau știu eu, la un concert simfonic cu un dirijor harismatic sau cu un solist formidabil. E ca și când ai fi în biserică. Deci, simți trăirea pe care ți-a dat. Da, deci e o trăire fabuloasă și mulți actori spun, nu mi-a plăcut sala din seara de astăzi. Adică n-a rezonat, n-a găsit frecvența cu care să hipnotizeze publicul. Sau n-a fost el în stare, sau publicul nu a atins acea frecvență extraordinară. Deci din cauza asta sunt seri mai reușite, concerte mai reușite sau mai puțin reușite. Și publicul, la un moment dat, eu am făcut o cercetare despre publicul la Ateneu. Concertele la Ateneu sunt joi și vineri. Publicul Ateneu vineri este cu totul altul decât, deci să cântă aceeași muzică, decât publicul de joi. Și de multe ori, uneori spun, s-a cântat mai bine joi, alteori s-a cântat mai bine vineri și din cauza publicului sau datorită publicului. Pe de altă parte, există și voința producătorului, evident. Și producătorul poate impune, cum am spus, o valoare. De altă parte, producătorul
poate dori impunerea unei valori, publicul să nu marșeze și atunci pierde. Din cauza asta, producătorii preferă de multe ori să ia rețete gata. Și asta perpetuează mai mult un fenomen, îi dă o coadă de cometă, așa. Îi dă o coadă de cometă și perpetuează în același timp rețetele gata, prefabricate și care au avut succes. Pentru că producătorul normal investește bani și nu vrea să piardă. Cum am spus, mai există însă o verigă care a funcționat până în actualitate și care încearcă să fie atrasă de către producători sau de către public de partea lor. Și această instituție se numește instituția criticului, care începe să dispară. Gândiți-vă în literatură. Dacă întoarceți toate romanele la ora actuală, din toată lumea, pe coperta a patra, o să vedeți spicuiri din diferite critici, nici nu mai știi ce să crezi. Toate sunt geniale. Deci să încearcă o aplatizare. De ce? Ca să vândă produsul. Da, bă, e un roman formidabil. Bun, dar care e mai formidabil decât celelalte? Totuși, că există și atunci există o anumită, aș spune, elită critică, anumiți critici pe care lumea îi ascultă ca pe Vocea rațiunii sau pe deontologul principal în momentul respectiv, cum era Marcel Reich-Ranitzky în Germania, cum era Bernard Pivot în Franța, ale căror emisiuni de televiziune închinate cărților erau, cum să spun, nu era nimeni pe stradă, erau cumva consumate de nu numai de intelectualitatea franceză, ci de omul de rând. Și care a doua zi, dacă Pivot sau Reich-Ranitzky spunea despre o carte că e foarte bună, se ducea și se ogoleau în librării la a doua zi. Deci, acest, îi se spunea, papă neîncoronat al criticii literare. E cam așa ceva a existat în România în materie de critică. Poate că mai există, dar nu sunt mulți cu siguranță. Așa este, fac o paranteză și povestesc că vorbeam de curând cu Claudiu Comartin, un poet și un personaj din tinerimea literară românească și în special în București, care încă se mai mișcă, încă vrea să mai facă ceva pentru publicul larg și îmi spunea exact acest fenomen. Nu mai avem critică substanțială aproape de ce se întâmplă în realitate în poezia românească. Vedeți, pentru că de fapt sunt trei instanțe diferite. Publicul e o instanță, publicul trebuie ghidat. De cine trebuie ghidat? De cineva care trebuie să explice. Corect. Și să critice. Argumentează, da? Valoarea sau nevoie. Producătorul, pe de altă parte, el vrea să vândă. El se împiedică de critic. Și atunci are două posibilități. Fie cumpără criticul și criticul îl laudă și atunci se vinde produsul. Lucru care se întâmplă. Și de multe ori producătorii își cresc proprii critici pentru validarea ulterioară a valorii, fie încearcă să îl minimalizeze. Problema este că criticul, ca instanță de valorizare, el trebuie protejat de o instanță. Și instanța asta nu poate fi decât statul. Sau niște ziare culturale importante, independente. Și care să, chiar dacă sunt mici, cum să spun, să creeze o opinie, pentru că eu cred în inteligența publicului. Publicul nu e cineva care se duce și cumpără imediat ca niște oi sau ascultă respectivul. Are, știe, îl ascultă pe producător, dar mai are o ureche și pentru critic. Într-adevăr, fenomenul acesta al triadei este complex. Le regăsim în mai toată ființa, lumea vie, ca să zic așa, și în univers, și la noi. În timp ce vă ascultam, m-am venit în minte o comparație foarte interesantă cu ce se întâmplă în psihicul uman. În psihicul uman avem eu, supraeu și sine, conștient, preconștient și inconștient. Întotdeauna supraeu e considerat instanța critică a minții noastre, a psihicului nostru, a psihismului nostru. Eul ar fi cel care creează, da? Iar inconștientul ar fi public în discursul dumneavoastră. Exact. Domnul Dan Dediu, vă mulțumesc. Cu plăcere. Pentru prezența dumneavoastră în emisiunea noastră. Dragii mei, ați urmărit o emisiune despre muzica românească de azi și de ieri
și sper că ați obținut multe din răspunsurile la întrebările voastre sau poate ați s-au născut în mintea și în sufletul vostru noi întrebări. Numai bine, o seară frumoasă!